Andreea Brânciu a reușit să fie senzațional la primul său concert de la Sala Palatului, acolo unde a fost acompaniat de orchestra sa și unde sala a fost arhiplină. Alături de el, pe scenă, a fost Smiley și Lora, iar printre cei prezenți la show s-au numărat Andreea Esca, Oana Sârbu sau Șerban Huidu. Mie mi-a plăcut la nebunie show-ul lui Horia și cred că acum o să vă placă și vouă. Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima. Horia Brânciu, înainte de marele concert de la Sala Palatului. În toată splendoarea, Horia Brânciu. Tot ce-mi spune inima. Bună seara. Căutăm butonii. Dacă mai vrei, acolo sunt butoni. Horia, ocupat. Aștept șirul necruțător al întrebărilor. Lași loc. Vrei? Ce faci, Horia? Nu, mulțumesc. Asta consumt înainte de concert? Suntem la primul spectacol la Sala Palatului. Ne bucurăm foarte mult că peste 4.000 de oameni au acceptat să-și petreacă seara alături de noi. Vorbisem ieri cu Lora, care mi-a spus foarte multe despre colaborarea voastră și mi-a spus că repetițiile durează în medie cam 5 ore. Mult. Da, nu, niciodată nu e mult. Lucrurile simple pe care le vezi pe spectacolele, pe la spectacolele de afară, de exemplu, se repetă ani de zile. Așa că 5 ore e nimic ca toate. Vreau să văd bucuria oamenilor. Asta m-a adus aici, faptul că ei, timp de, pe parcursul a 3 ani de când cânt, au venit la fiecare spectacol vânzându-mi, să zic așa, fiind sold out fiecare spectacol de club. Cele două persoane publice, să spun așa, care vor veni în spectacolul meu, au făcut Sala Palatului deja. Și acum ei revin aici într-un decor nou, e adevărat? Țin foarte mult la toți cei pe care i-am invitat astăzi, țin foarte mult la orchestra mea. Țin foarte mult la toată echipa și n-aș fi făcut spectacolul ăsta fără ajutorul celor pe care îi vezi aici, umblând pe lângă mine, prin sală, pe la tehnic. Băi, ce frumos ești, să mor eu! Doamne și domnilor, el este cavalerul răzbunării. Asta e tare! Ia chiloții. Domnul Smiley, bună seara, domnul Smiley. Bună seara. Ce faci? Uite aici. Ce... aranjat, frumos, va fac, pregătit. Păi, n-am vrut să ne zică, Horia, cine cântă în seara asta, dar te-am văzut totuși pe playlist, așa că... Băi, trebuia să mă fi ascuns undeva într-un cotlon. Ce faci? Mă pregătesc, am venit să cânt. Hai să mergem mai departe. Urtăm melodie. Ascunzarea. Ce faci tu? Ce mai pregătești? Că ești foarte ascuns acolo în studio. Te prindem foarte rar, te sunăm, nu răspunzi. Pregătesc... Tocmai am lansat un nou single. De fapt, e de pe album. Dream Girl se numește. Și lansăm acum, pregătim colecția primăvară-vară. De piese sau de albume sau de bombe? De piese, da. Am întâlnit ieri cu Vanda, care am spus